Magistrații au obținut sentințe judecătorești prin care și-au majorat baza de calcul a salariilor de la 484 de lei la 605 lei. Înseamnă o majorare a salariului cu 25%. Potrivit parchetului general, angajații din parchete au pus poprire pe bunuri, inclusiv pe mașinile de serviciu, și au executat silit conturile instituției ca să-și recupereze banii. În aceste condiții, șefa înaltei curți și procurorul general au emis ordine prin care au dispus majorarea salariilor cu 25% pentru toți angajații, retroactiv din 2018. Potrivit grilelor, salariul unui judecător stagiar începe acum de la 7.000 de lei net, iar un președinte de curte de apel cu vechime de peste 20 de ani în magistratură ajunge să câștige aproape 23.000 de lei net. Nu acoperă nici măcar jumătate din devalorizarea inflației, deci lumea poate să stea liniștită, puterea de cumpărare a magistraților nu va fi mai mare decât era acum 5 ani, din contră, va rămâne mai mică. În plus, judecătorii și procurorii trebuie să primească diferențele salariale pentru ultimii 5 ani, câteva zeci de mii de euro pentru fiecare. Cei care au ieșit la pensie în ultimii 5 ani au început deja să ceară adeverințe cu noile salarii pentru recalcularea pensiei speciale. Să nu ne așteptăm să piardă procesele, având în vedere că sunt judecate de colegi judecători. Într-un sistem corect, o astfel de speță ar însemna conflict de interes. Judecătorul de tribunal dă o decizie prin care își majorează salariul peste ceva vreme, ba mai mult și retroactiv. În România sunt 7.400 de posturi de procuror și judecător. Doar 5.700 sunt ocupate, 1.700 sunt vacante. Li se adaugă alte câteva mii de grefieri, polițiști și specialiști angajați în instanțe și parchete.